Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal de YouTube. Astăzi suntem aici pe contul unui abonat, pe contul lui Rareș, care ne-a pregătit 22 de pecuri, dintre care și un icon pack, uh, Franța 90 plus Franța, Brazilia sau Olanda și văd că are și multe uh, astfel de uh, 280 plus, are și un shape shifter garantat are și un tot garantat, un 8 plus double, foarte, foarte multe pecuri. Înainte de a începe clipul de astăzi, bineînțeles, nu uitați, dați un like, forță acolo, să strângem peste 80-90 de like-uri, dacă se poate, poate o chiar 100, dar hai să zicem așa 80-90 de like-uri. De asemenea, nu uitați să dați și un subscribe dacă sunteți noi pe canal. Cam asta e echipa. Mă bucur că l-a luat pe Frankowski aici, așa cum mi am zis eu. Iar intra foarte bine un striker, un Rudiger, doamne. Un Rudiger, shape shifter, ar merge perfect. Sper să-i pice un Rudiger care ar intra în loc de acel Walcott, care e cam expirat, sincer, cardul acela. Dar un... Un Rudiger shapeshifter iar da sincer acolo un atac o nouă o nouă față, ar da o nouă față atacului. De asemenea, nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram dacă doriți, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult și astea fiind spuse, hai să vedem dacă reușim să-i dăm ceva, un shape shifter și din aceste 280 plus, din aceste pe cu 280 plus, dacă nu, cu siguranță, din pe cu shape shifter garantat, un shape shifter tot va pica, că ar fi imposibil să nu. Și ia că curios chiar acum Vreau acum înainte de restul pecurilor, Vreau să deschid acest tot player pack Hai mă frate să vedem Poate să fie din orice ligă Poate e ceva bun E un moment să ai cu Neymar Cum ar fi? A, nu cred Parcă l-am mai dat pe ăsta Sau nu l-am dat lui Sper să nu-l aibă E duplicate De ce nu l-am deschis la final Bă frate bă Cred că am mai deschis acum câteva zile același pec și tot, tot galan ăsta i-a picat. De ce? De ce îi dă aceeași card de 100 de ori Că nu pot să înțeleg Bun și mi-a spus să fac la Icon Deci îl face și pe cel de al doilea Icon Probabil că într-un clip uh, următor Va apărea celălalt uh, Celălalt Icon SBC, alt, uh, celălalt Icon Pack pe care îl va face Pentru că trebuie să facem ceva cu acest galan să nu-i dăm cu XL Așa că îl băgăm frumos la uh, Un Icon SBC pentru că iconul Este repetabil de două ori Adică îl poți face o dată și apoi încă o dată fără să mai stai, nu știu, 2, 3, paru, 5 zile direct, imediat unul după altul, ca să dai ruină de două ori. Până acum, sincer, nu m ruine, am dat like and pec probabil ați văzut dacă v-ați uitat la clipurile pe care le-am mai postat pe canal, meu dar nu are fodări. Ah, trebuie să facă rost de fodări, nu știu de unde va reuși. Ok, acest băiat de 81 și... Am completat uh, echipa de 88 de like, sper că nu i-am băgat nimic, adică nu cred că folosea drogba sau ceva, totul i am dat și pe drogba, ce să mai fac acum? și măcar l-a salvat și pe Havi Galan, așa că pentru celelalte echipe de la Icon îl poate băga și pe acest Havi Galan, că și așa nu joacă cu el, nu face nimic cu el. Poate dă ceva workout de aici ca să, ca să reușească să facă Icon, nu pentru că expiră încât bine, expiră sâmbătă parcă, așa că probabil până sâmbătă va mai face rost de fodder din diferite pecuri de la Rivals, de la calificări dacă nu le-a jucat. Habar nu am, sunt destule modalități de a face fodări în perioada asta dar ați văzut gold rar nu mai are decât pe rodri ăla pe care am reușit să-l salvez totuși măcar atât încă un pe cu 280 plus din care n-avem nimic a nici de aici Bă, nu mai dă nimic, a nici măcar borda unor, ok, un Arnautovic duplicate, dar Ridden cu XL nu mai stăm acum chiar la cardul de 82 să le băgăm la Uh, să le băgăm la SBC că pierdem timpul Încă un 80x2 nimic Bă mie din 80x2 ăstea mi-a dat uh, Raikard uh, RaiCard uh, cel mai slab icon Cred care putea, cel mai slab shift în Care putea pica Însă rating 95 Știți cum intră ăla la o echipă de rating 8, 89, 8, 90 Chiar orice rating E bine am completat uh, și echipa de 85 rating până la urmă am scăpat și de acest Rodri, bă, totuși nu înțeleg. Să-mi calculați voi acolo, să-mi calculați voi, calculați câți gold rar workout există pe jocul ăsta și să calculați care erau șansele să pice fix ăla pe care îl avea, bă, un gold rar workout avea și el în club, fix ăla l-a dat duplicate untradeable. Calculați voi șansele, eu cred că sunt șanse sub 0,01%, n-ai cum efectiv sunt peste 100 de workout-uri și a picat fix ăla pe care îl avea. Ai tare, dar uite un workout de aici și poate fi în spate un shape shifter ea. Ai că shape shifter oricum 8 și, 8 și 84 nu e rău. Ok, încă 11 pecuri, încă un 80 ori 2 acum. Shape shifter, hai cu unul bun. Olanta, de pai Memphis, de pai care mi-a picat și mie pe contul secundar Memphis de Pai care arată foarte, foarte bine și are mulți băieți pe la Liga. Cred că îi va intra direct în echipa acest de sincer. Foarte tare, a picat la destul de mulți de Pai, v-am spus, inclusiv mie pe contul secundar, dar nu, asta nu e un lucru rău, chiar, chiar e un card care arată foarte bine și din ce am înțeles e destul de bun și in-game, așa că foarte bine, frate card de 96 rating uh, ce să mai zic, foarte tare sincer, ok, nu știu câte pe curioarul mai rămas, dar oricum din, uh, dintr-un 80x2 ori să dea, să dea un, uh, un asemenea shapeshifter care e aproape 500 de mii bă, mie mi se pare mega win sincer, adică deja e win uh, referitor la aceste 80x2, dar să vedem avem că nu, și avem și shapeshifter garantat, din shapeshifter garantat oare ce va mai da cum ar fi din Shape Shifter garantat să vină și băiatul ăla despre care tot vorbeam, pe numele lui Rudiger, care ar intra perfect acolo în atac și ar face link și cu Depay și cu băieții pe care îi mai are pe la Liga, Cap de Vila și Males, ales uh, Modric și, și Valverde, cei de la Real Madrid cu care ar face chiar uh, chemistry și mai bun. Încă un 82 și ultimul workout din nou și în spate. Hai cu shape shifter -ul. Este, nu este nimic, este doar un pareho Bun, i-am mai dat ceva pe dar Asta înseamnă că uh, poate să completeze și icon pack-ul Hai să vedem un 83 plus double player pack Din care workout din nou Și în spate, mamă, mane, a, nu Cu libali și în spate shape shifter, de rog eu nu e bă, e grill și oricum destul de bine 8 plus double, foarte multe workout-uri, acum sigur poate face icon-ul ăla. Și acum, o să facem un stance reveal și la acest shape shifter, băieți. Sunteți pregătiți? L-am deschis. Frumos, Shapeshifter, shifter, imaginea pe ecran. Hai să vedem, mă. Dă ceva bun de aici, dăm skip, îi dăm skip și hai de mă cu ceva bun în spate. Hai cu un, un shape shifter acolo bun în spate, te rog eu. Hai cu unul bun în spate, ia. Uh, atribut details, ia să-l vedem băieți. Scrieți în comentarii ce credeți că pică din acest shape shifter garantat. Physical, 93. Defending, 94, bă, e Van Dijk. Ăsta e cumva Van Dijk dribbling. 80, ah, cam puțin. Passing nu prea are, nu e Van Dijk nicio șansă. 70 shooting și pace 91. N-arată atât de rău. A, ce? A, premium shape. A, premium shape shifter. E Toco e cambi sau ce este? Ia să vedem. Becker. Becker care nu știu dacă e așa rău. Nu arată rău pe atribute. Acum este Icon Player P 90 plus Brazilia. Franța, Nederland, Icon Player Pack. Haide mă, haide cu ceva bun. Un stați reveal și aici. din nou pregătim imaginea, o punem pe tot ecranul. Și hai cu un Icon cât mai bun acolo. Hai cu un icon bun, punem repede să nu vedem dacă e, dacă e nu shape shifter, că nu poate să fie. Să nu vedem dacă e food deci bird, să nu vedem dacă e prime, să nu vedem dacă e toti. Îi dăm skip, îi dăm skip, intrăm pe el, ne ducem la stațuri și dă fratele meu, să vedem icon player pack. Dă ceva bun și de aici, sper. Oricum, de pai ăla foarte ok. Oh, m-am dus prea mult, m-am dus la icon profile, acum mi-am dat seama, bun. Atribut details, bă, te rog eu, fără Van Der Sar, în prima instanță, ok, 74 fizică, cam puțin, oare poate fi pele? Da, nu cred, nu cred că ar putea fi pele. Defending nu are, nu are defending, un pic de heading, dribbling-ul trebuie mare, mare, mamă, wow, cred că știu ce e, cred că e Ari, Tianri Ari oare... 94 pe shooting Space 985, no, nu e nici Ari. Credeam că e Ari, dar nu e. E Prime Icon. Uh, dacă ne ducem la Icon Profile, dacă ne ducem la Icon Profile, e yeah, a jucat la Fenerbahce, United, Arsenal, ba da, mă, Nu, olandez. A, oh, Van Persi. No, oh, oh, Van Persi. Dacă erau uh, shapeshifteri shape Shifter ai în pecuri, uh, și ar fi fost vamperți, ar fi fost un mega win, dar așa nu prea. Nu va fi doar unul, ci vor fi două icon pack-uri pe același cont în același episod. Mai avem de completat o singură echipă, cea de 86 rating, pe celelalte le-am făcut și v-am spus acolo, vă rog scrieți în comentarii dacă credeți că va pica ceva bun. Și cu un 82 în loc de 83, ultima variantă, a mers, perfect. Cam ăsta este icon pack-ul cu Molina acolo care a plecat. Dar poate ne va aduce ceva bun. Hai să facem o ruletă, o ruletă la ăsta și un staz reveal la celălalt, o ruletă pe poziții, dacă nu știți cum e o să vedeți, adică luăm fiecare țară, sunt trei țări din care poate să pice. le luăm pe fiecare în parte și îi dăm cu o ruletă Hai să vedem, am pus imaginea pe ecran Haide cu ceva bun Nu se poate, se vede un pic acolo N-am fost atent, am acoperit acum și dăm skip îi dăm skip aici să fim siguri, oricum nu ne-am putut da seama, adică era un pic de galben și galben e la orice tip de icon, toți au un pic de alb și de galben acolo, așa că orice ar fi e bine, i-am dat și skip -ul. perfect, ne putem duce acum în club să vedem care este iconul care... Uh, Ne-a picat din acest uh, Icon player pe 90 plus Brazilia, Franța Sau Olanda Ne ducem frumos la ligă și selectăm uh, Selectăm aici uh, Icons Frumos dacă o găsim, perfect Și acum hai să începem Hai să începem cu Brazilia Hai mă cu Brazilia, îi dăm tare din prima cu Brazilia Hai să vedem Right wing, uh, right wing back Unde ar putea fi cafu, care ar fi win Nu e cafu, bun RB Capita care îl are, îl are, pe Capita mid Așa că Prime nu ar fi un luz neapărat Nu e Ok, pe Câb îl are pe Capita Perfect Lb Roberto Carlos Dar are cap de vila Food Fantasy Te rog, fără Roberto Carlos Pentru că are cap de vila Perfect Eu zic că e bine Left wing back n-are sens Cât de nu cred că există R mă, nu cred că există Câmă nu cred că e Bine Lm nu cred cramă, mamă, mamă, am există Socrate și Pele. Oare e unul dintre ei? Punem imaginea, dăm search și cum ar fi un Pele Prime, doamne? Nu este. Era culmea să fie Pele, doamne, ar fi fost sincer, tank, rău, dar nu e. Cf, nu știu dacă poate fi ceva, nu e, sau nu știu, adică nu e, poate ar putea fi. r Bă, r ar fi Garincia Jairzinho cu două super variante, Garincia e așa, să zicem. Da, așa, dacă pigă Prime sau Footbird, e mega win. RW Brazilia, nu e, bă. Mamă, și LW, ia. Dinio, cum ar fi? Di, nu e, bă, nici Dinio. Ultima șansă la ceva bun pe Brazilia. Nazario. Naza. Mamă, cum era. Doamne, cum ar fi fost, bă, băieți. Cum ar fi fost să-i dăm Nazario, nu e brazilian. Nu este brazilian, ok hai cu Olanda, hai cu Olanda. Hai cu Olanda și dăm goalkeeper. Fără Van der Sar, te rog. Sau l-are pe Van Nu mai, nu știu ce are în poartă. Ok, nu e Van der Nici nu-l avea și nici nu e. C, fără Cuman. Cuman, te rog, fără Cuman. Bine, a scăpat de Cuman. l nu e. Cât de mă e bă, fără Raikard. Te rog frumos, fără. Bine. Bă, eu zic că e bine. nu, nu, mânuc, amă. Sper că nu. Bine. C, F, mamă, C, și S, T doamne Sunteți pregătiți de kf F Ia mă, search Gulit, toti gulit, prime, cry, prime Multe win-uri Poate fi Nu e, e doar bear camp, un. Ok, s-au mai dus șansele de win Pe S, sunt multe luzuri Fără S, te rog eu, fără S, Nu, a, îl avea, îl avea, îl avea, îl avea Îl avea pe Vampersii îl avea. Haide, deci nu e nici Olanda, e francez. E francez, băieți, și dacă e francez o să-i facem un staz reveal, bă. Dacă tot e francez, nu mai facem ruleta, facem staz reveal. Hai să vedem, am rămas cu ultima țară, e francez. Singurul win pe Franța, adică nu singurul, e Zidane cu două variante, Trophy, Titan și Prime. Nu știu ce alte variante ar mai fi. Este un Prime, cred. Cred că e un Prime. Hai să vedem ce francez Prime i-a dat. Ce francez Prime i-a dat. Lui Rare și atribut details. haide-mă. Haide cu ceva bun. 80 pe physical. Ok, deci nu e Vieira, nu e Zidan. E greu să mai fie ceva bun dacă nu e nici Vieira, nici Zidan. Defending nu prea are, 53 doar. Dribbling-ul trebuie mare, mamă, nu. Uite, bă, e cred că e Ari, frate. Cred că e Tienri Ari de această dată. 91 pe 94 pe Este într-adevăr Tienri Ari care. La prima vedere pare un luz. La prima vedere Thierry pare un luz. Dar eu zic că Thierry Henry, părerea mea, mamă și acum îmi pare rău, acum îmi pare rău că l-am băgat pe Molina la SBC. Acum îmi pare rău că l-am băgat pe Molina la SBC. Părerea mea este că Ari e peste, peste Walcott. E părerea mea, nu știu de voi. Walcott ăla e vechi, mă, e prea vechi Walcott. Și nu în ultimul rând, mulțumiri foarte mari membrilor canalului, aveți o listă chiar aici cu ei și puteți apărea chiar și voi în această listă dacă deveniți membru. Avem membri atât la 6 lei, la 10 lei, la 20 de lei, la 30 de lei și bineînțeles la 50 de lei pentru susținătorii care chiar vor să ofere mai mult. De asemenea aveți foarte multe beneficii la fiecare nivel de membru și dacă vreți și voi să deveniți puteți să o faceți chiar acum. Și cam asta a fost clipul de azi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe, eu am fost Cipi, nu uitați bineînțeles să-mi dați și un follow pe Instagram la cipi.real, pe TikTok Filipoiu, vă mulțumesc pentru vizionare, zi sau seară faine bine când v-ați uitat la acest clip, pa, pa!